clipul de astăzi o să vă arăt câteva tehnici pe care le folosiți sau care sunt aplicabile doar în cazul tricotatului circular și sunt specifice acestui mod de lucru. În primul rând, ce înseamnă tricotat circular? Știți cu toții că în modul standard se lucrează cu rânduri dus întors, adică lucrați toate ochiurile până la capătul rândului, după aceea întoarceți lucru și le lucrați rândul 2 pe dosul lucrului, cum ar veni. Ei, în tricotatul circular, toate ochiurile se lucrează în cerc, da? Continuu. Și atunci, normal că în această situație, voi trebuie să aplicați sau să modificați anumite tehnici de lucru. În primul rând, vreau să vă spun că orientarea ochiurilor este diferită în modul circular față de cele în mod cu rânduri dus întors, tehnica lucrată cu rânduri dus întors. Și o să vă arăt care este diferența, da? În modul de lucru dus întors, vedeți cum este poziția ochiurilor? Ochiurile pe față au peretele, da? Peretele din dreapta în spatele lucrului, da? Iar ochiurile pe dos au peretele din dreapta în fața lucrului și se lucrează simplu, da? Așa. Pur și simplu se introduce andraua și se lucrează un ochi pe față, unul pe dos. Asta este modul de lucru în cu rânduri dus întors, da? În tehnica rândurilor dus întors. O particularitate a tricotatului circular este că orientarea ochiurilor este diferită. Vedeți, peretele din fața lucrului este înspre noi, sau mai bine zis, peretele din dreapta este înspre noi, nu ca în cazul, în primul caz în care v-am arătat, în care este în spate, și atunci noi trebuie să întoarcem ochiurile. Și cum le întoarcem? Pur și simplu introducem andraua și le întoarcem în poziția lor naturală. Asta este poziția naturală a ochiului și ulterior se lucrează. Asta este tehnica de lucru a ochiurilor pe față, da? Eu nu le mai întorc, ci pur și simplu introduc andraua ca să meargă mai repede în fața lucrului și lucrez ochiul ca atare. În ceea ce privește ochiurile pe dos, la ochiurile pe dos, peretele din dreapta este în spatele lucrului și trebuie să-l întoarcem către noi, da? Uite așa, ca să fie în poziția lui naturală. Și ulterior se lucrează ochiul din nou. Eu întorc ochiul și îl lucrez. Îl întorc și îl lucrez. Ăsta este modul de lucru a ochiurilor pe dos. Acum să vă explic cum lucrați jeteurile ca să nu vă rămână găuri. Ca să aveți aici o linie frumoasă, da? Jeteurile pentru lucru cu ochiuri pe față se vor lua în felul următor. Cu firul din față în spatele lucrului. Așa se va forma înmulțirea sau jeteul. Iar ulterior, transformați aceste jeteuri în ochiuri în felul următor. Introduceți andreaua între cele două fire, vedeți? Și trageți de firul cu care lucrați. Acest ochi îl întoarcem, da? În poziția lui și lucrăm ca și ochi pe față. Al doilea jeteu la fel, introducem andreaua și lucrăm ca și ochi pe față. Și vă continuați lucrul conform modelului pe care îl lucrați. Sunt tehnici de bază pe care trebuie să le știe orice începător în momentul în care începe ceva lucrat circular. Dacă vă învățați să întoarceți ochiurile, atunci nu o să vă iasă diagonale, da? După cum știți, dacă nu întoarceți ochiurile, lucrul vostru se va răsuci și atunci obligatoriu trebuie să aplicați această tehnică, altfel nu vă iese. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc spor la lucru!